Dragii mei, bine ați revenit pe Culinaria Baiatiș. După cum v-am spus și anterior, astăzi pregătim poate cel mai delicios hot dog din cât ați servit până acum. Este o rețetă foarte simplă, ingredientele le găsiți pe toate în comerț, mai puțin unul, cel al cărui rețetă o găsiți în linkul din descriere. Ce trebuie să avem la îndemână pentru realizarea acestui hot dog? În primul rând, chiflă de hot dog pe care fie o faceți în casă după rețeta de pâine dulce pe care o voi încărca aici, fie o cumpărați de la magazin. Cremvurști fierți, varianta Frankfurter, cei afumați. Tradiționalul ketchup și muștar, pentru că știm că se folosește. Varză albă, varză roșie. Și ingredientul despre care vă spuneam că nu-l găsiți și a cărui rețetă este în linkul din descriere, crispy onion. Haideți să vedem cum procedăm. Este extrem de simplu. Vom tăia chifla. Cu atenție să nu ajungă lama cuțitului în cealaltă parte, deci nu o tăiem până o desprindem în două, practic. O desfacem cu grijă. Și ne folosim de o mână pentru a o ține, iar cealaltă pentru a o umple. Eu voi pune foarte puțin, foarte puțină varză albă. După care punem cremvurștul, vom adăuga din nou puțină varză albă. Evident, puteți să-l faceți și cu roșii și cu cartofi prăjiți, dar varianta asta este, poate să zic așa, mai sănătoasă decât cea a cartofilor. Și este delicioasă. Crispy onion, care nu poate să lipsească și care, credeți-mă, încercați-o pentru că îi va îmbogăți gustul foarte mult. Iar acum vom adăuga sosurile cu care suntem obișnuiți pe fiecare hot dog, muștar și ketchup. Puteți să mai puneți puțină crispy onion deasupra și puțină varză pentru decor. Este atât de simplu de realizat, este delicios, este varianta puțin mai sănătoasă, ca să zic așa, a hot dog-ului, pentru că știți foarte bine, în comerț hot dog-ul este un cremvurști cu ketchup și muștar pus într-o chiflă. Eu zic să încercați această variantă în casă. Este delicioasă și chiar merită încercată. Eu sunt Atiș și vă aștept cu noi rețete pe canalul Culinaria Baiatiș. Nu uitați să vă abonați, toate cele bune și multă, multă sănătate! La revedere!